librăria Luceafărul pune la dispoziție acest minunat spațiu. Cred că este cel mai mare spațiu pentru lansări din București. Această carte ar fi apărut. Ea a fost scrisă în parte în urmă cu 15 ani. Cel puțin în prima parte, aproape în totalitate. Îl aveți aici pe domnul profesor Emil Popescu, realizatorul primului lansan de unitate de comuniat în Bărb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 
să-i mulțumim și pentru apariția cărții în calitatea domniei sale de președinte de onoare al Asociației Transplantaților de Ficat Liver Trans. Mulțumim și doamnei dr. Grina Ștefănescu, președintele acestei asociații. Domnul Busuioc și fratele domniei sale, care este viitorul meu, m-au dus la țară, la mama mea, într-o zi, și eu am rămas foarte uimită că mă duceam în transplantat de ficat. Asta m-a uluit teribil, că era atât de normal că bea, că mânca, adică eu mai văzusem transplantații în anii din urmă, perioada în care eram jurnalist, dar nu urmăream exact ce fac ei, cum trăiesc după aceea. Și m-a uluit energia lui, blândețea, el conducea mașina, el mânca orice. Asta m-a convins că această carte de transplant trebuie să apară. Pentru evenimentul de astăzi, am menționat deja librăria și compania de librării București. Mulțumim Prisum Internațional, distribuitor al produselor Himalaya în România, care v-a dăruit câte un pachetel la intrarea dumneavoastră la eveniment. Există și o carte pe care o semnează doamna dr. Miclăuș și este publicată tot de editura Darana și pe care o găsiți la intrare. Este semnată împreună cu un alt colaborator minunat al meu, academicianul Ovidiu Bojor. O carte despre medicamente și plante se numește Himalaya, de la Ayurveda la medicina clasică. Trebuie să-i mulțumesc și unei prietene, creatoarea de modă, Maria Constantinescu, pentru rochia mea din această seară. Să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru că sunteți aici și acum. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care întotdeauna sunt alături de mine la toate evenimentele de genul acesta, la toate lansările de carte. Mulțumesc multor prieteni care au venit pe departe, din provincie. Domnul profesor Ilina Popescu este s-a născut la Filiaș, unde Filiaș, un orășel mic, unde s-a născut de altfel și doctorul Brădișteanu, realizatorul primului transplant de inimă din România. Nu știu dacă înțelegeți că pe lumea asta nu poate fi nimic întâmplător. Nu? Cum din acest orășel atât de mic, doi doctori care să facă asemenea previere în medicină. Să-i felicităm pe amândoi și să-i aplaudăm pe toți. Să ascultați în seara aceasta și poezii și melodii care au fost scrise la Mănăstirea Gura Modrului, în apropiere de Filiaș. Și inclusiv această carte, în prima ei parte, este scrisă la Filiaș, la Mănăstirea Gura Modrului, unde părintele Casian, prietenul meu care nu mai este printre noi acum, îmi pregătise o cămăruță a mea. Aveam o cameră a mea acolo și mergeam adesea până când a murit el, mergeam tot timpul acolo și scriam. Era un mediu minunat de scris. Trebuie să știți că această carte este scrisă în mare parte la Mănăstirea Gura Modrului, într-o chilie. Și multe dintre poezii, de exemplu, din cartea de poezii pe care o găsiți acolo la intrare și Dumnezeu dumnezeiește pe aici, sunt scrise tot acolo. Gabriela Tănase va citi o poezie pe care eu am scris-o într-o noapte, înainte de publicarea cărții, încercam să scriu în memoria autorilor și a venit această poezie într-o noapte de insomnie pe la 4 dimineața. Ne vom așeza pe umerii al unor oameni și le vom pune nume. Le vom face urme pe nisip când vor fi singuri
ușor, ne vom atinge de visele lor. Și vom dormi până ce ne vom transforma în aripi din nou. Și de sus, din tăcerea luminii vom ninge, ca și cum s-ar rătăci puțin plânsul nostru printre niște vise. Vom face din viață o pasăre și îi vom da un nume altui copil, altor pași care vor merge prin lume. Ne vom așeza în trupurile lor și îi vom învăța să cânte, să vadă lumina pe străzi ca pe o femeie frumoasă într-o zi, când vor crede că s-a sfârșit jocul. Ne vom strânge aripile și ascunși în ele, vom merge prin lume și ei ascunși vom trăi. Vom trăi. Vom trăi. Zeusule, sunt ale Mariei din Muc. Eu nu-mi spun nimic, să cred, nu-mi cer scuze, nu cer nimic altceva. Te-am construit ca pe o sere, lângă apele lumii, să-mi semen ploia în mirarea-n păgână. Și semn de întrebare făceam munții în rugăciune să mă iei mână. Și mă rugai și tu, mai știi ce cercul a țipat pe zare, de câte ori duceai soarele în lar, să-mi răcisez pe el ca pe covoare. Te-am construit ca pe o sete, lângă pe și semn de întrebare făceam munții în rugăciune să mă iei mână. Mulțumesc cantautorului Doru Ienache, care face parte din grupa de la Filiaș pentru mine. La Filiaș l-am cunoscut și pe Doru Ienache. Acum, din 2000 până acum, cât sunt 17 ani, da. Îi dau acum cuvântul domnului profesor Irina Popescu, care, cum știți, este realizatorul primului transplant de ficat în România, în urmă cu 20 de ani. Am să încep prin a spune că subiectul a atras mulți autori. Cu mai mult sau mai, cu mai mare sau mai mică legătură cu lumea medicală și cu mai mult sau mai puțin talent. Maria a scris această carte sub un anume impuls, să spune, al omului de artă, care, pe de o parte, a înregistrat în memorie faptele ca atare, pe de altă parte le-a trăit și, după părerea mea, așa cum rezultă din paginile cărții, le-a trăit chiar foarte intens.
Sigur, au fost oameni care se pregătiseră programat să moară, cărora li se fixase un anumit prognostic, că unii dintre ei își lăsaseră chiar ultimele dorințe și care au fost readuși la viață. Mai mult de atât, acest gest de o supremă noblețe și de un altruism desăvârșit al donatorului și al familiei donatorului, care acceptă să doneze propriile organe ca să salveze viața unui semen. Sigur, nu se poate spune că astea strică rânduiala divină, mai degrabă o confirmă la un nivel superior. Dar titlul e bine ales și emoționează în sine, mi se pare un titlu deosebit de inspirat. Mulțumesc și eu, domnule profesor. De fapt, nu doar eu, trebuie să vă mulțumesc România, pentru că sunteți nu doar realizatorul primului transplant de ficat din România, ci și întemeietorul unei școli de hepatologie în România. Domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan, un prieten vechi, pe care dumneavoastră îl cunoașteți, nu cred că trebuie să mai să vi-l mai prezint. Cartea Mariei Timuc este un roman realist, o istorie foarte dramatică a momentului în care s-a ajuns, iată, la transplante de organe în România. Imaginați-vă că doar Dumnezeu, că nu întâmplător am vorbit de acest lucru, doar Dumnezeu dă viață omului. Și vine încă cineva și în fața condamnării a decepției pe care toți, a tristeții, a dramei pe care toți acești oameni au încercat-o, vin niște oameni și îi trângește viața. Pentru acest lucru, eu cred, noi cu toții ar trebui să fim recunoscători. Ei sunt eroii zilelor noastre. Maria este, eu am numit-o Maria Îngerilor. Maria și la modul figurat și la modul propriu, chiar comunică cu îngerii. Maria este un om pluritalentat. Scrie superb. Nu are nicio îndoială că ceea ce scrie va fi unul dintre cele mai reușite cărți. Scrie superb, scrie poezie, scrie proză, scrie articole. E un om extrem de inimos. Uitați, nu are vârstă. De când o știu, o știu la fel. Este permanent, tânără, permanent, orbă energetică, plină de energie și de har. Maria este un suflet, în primul rând, foarte, foarte bun. Dacă a scris această carte, a scris-o tocmai pentru sufletul ei bun, care a voie să se tăre celorlalți. Și mai vreau să aduc aici, în merit, Biserici Ortodoxe Române. Am citit un material în care am văzut că sunt absolut de acord cu acest transplant de organe. O să mi se pare ciudat să spun de ce fac această remarcă. Păi gândiți-vă că sunt grupuri religioase care pot să măcar și o perfuzie și o injecție. Chiar dacă Dumnezeu a făcut om, înseamnă că medicul a fost special făcut ca el să ajute să vină în ajutorul divinității, al biologiei și să o prelungească și nici invers. Adică nu să refuzăm să dăm omului zile. Mulțumesc foarte mult prietenului meu, aproape dintotdeauna, profesorul Dumitru Constantin Dulcan, care este fermecător și care este și profund. Un prieten foarte vechi, l-am cunoscut când aveam 17 ani, era într-un juriu de poezie, el era președintele juriului la Galați, iar eu eram concurentă. Eu îl felicit pe Irina Popescu pentru că este rău de carte. Irina Popescu nu este doar părintele transplantului de ficat în România. Este un mare doctor mult mai prezător. Eu când am intrat în sala asta, chiar și Maria mi-a zis, recomandându-mă părintelui Bogdan, care mi-a spus că mă cunoaște, bună seara, Evito. Bun, vă știu prin poezia, bună seara, Evito, te aștept ca și când nu ai dragostea noastră de recomand. Eu nu sunt bun, eu am scris 30 de cărți, am scris mii de poezii, sunt 20 și are cântă și cântate de mine. Dar probabil asta s-a lipit de Irina Popescu, s-a lipit transplantul de ficat. Dar el nu este doar transplantul de ficat, este complexitatea Irina Popescu. Felicitări, Irina Popescu, care a ajuns pe noi în casa familiei. Mulțumim foarte mult, domnule Lucian Avramescu, un poet extraordinar, pe ce ați înțeles, a scris poezia
aceea frumoasă care a devenit celebră prin vocea minunată a Loredanei Groza. Bună seara, iubito, deșteptă și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ. Tu ai concurat și la când? Încă nu, domnul Amis. Apropo de profesorul Ilinea Popescu, unul dintre personajele principale ale cărții noastre, la undeva pe la începutul acestei luni, a devenit președintele Societății Europene de Chirurgie, un titlu pe care nu l-a mai avut niciun chirurg niciodată în România. Vă rugăm să-l aplaudeați. Știți că meșterul manuale, toate baladele s-au transmis pe cale orală, nu cu ajutorul televiziunii și al ziarelor. Deci, pe cale orală, sper ca valoarea acestor medici extraordinari, chiar și a celor care nu sunt aici, vor mă refer și la domnul profesor Mihai Lucan, care este de asemenea un personaj important, nu doar al cărții noastre, ei toți sunt, de fapt, niște personaje importante ale istoriei medicinei și, în ultimă instanță, sunt oameni grație cărora alți oameni trăiesc în această sală, sunt oameni care n-ar mai fi existat acum și n-ar mai fi fost alături de noi dacă nu ar fi existat acești medici și mulți alții care nu sunt neapărat împreună cu noi, dar care sunt oameni care chiar și-au sacrificat viețile pentru a ajunge la aceste performanțe. Profesorul Ilinel Popescu este unul dintre acești oameni care poate și-a sacrificat viața personală și nu spune asta, poate în volumul 2 al cărții. Vom aprofunda alte subiecte, de exemplu, alte lucruri la care a trebuit să renunțe și pe care a trebuit să le sacrifice pentru a salva viețile unora dintre dumneavoastră și a multor oameni pe care noi vedem aici. Domnul Mihăiță Toma, psihoterapeutul Mihăiță Toma, un prieten de-al meu, care a citit cartea și pe care îl rog să spună câteva cuvinte. Vreau să îi felicit și să le transmit bucuria inimii mele pentru această carte pe care o consider o carte eveniment. Din cele 5 cărți pe care Maria le-a publicat în 2 ani și ceva a editura Darana, cred că această carte este cea mai bună, cea mai aducătoare de emoție a iubirii, o carte cum puține am citit, în care valoarea, dăruirea și iubirea sunt prezentate și lăudate. Nu trebuie să ne ferim să lăudăm ceea ce este pozitiv. Nu trebuie să ne ferim să lăudăm oamenii adevărați, aceia care își îndeplinesc misiunea. Fiecare venim în acest plan al dualității, în lumea tridimensională. Unii dintre dumneavoastră poate au preocupări spirituale. Știu că suntem într-o perioadă de tranziție și vreau să vă spun că foarte curând unii mari înțelepți și canale spun că trecerea în dimensiunea a patra cu corpul fizic este posibil să se producă chiar la sfârșitul lunii iulie-august, anul acesta, ceea ce este un lucru extraordinar, dacă nu, oricum în următorii ani 2018 până în 2023. Tot ceea ce a prezentat Maria în această carte se înscrie în ceea ce înseamnă iubirea de semeni. Iubirea de semeni a medicilor, a profesorului, a domnului profesor Ilinel Popescu, dar apar atât de puțin informațiile despre oamenii adevărați, despre eroi, despre cei dăruiți semenilor lor,
încât nu ne mai mirăm ce spune Maria, că aici nu prea este presă și nu este televiziune. Aș vrea să remarc concepția originală deosebită a cărții, o felicit din nou pe Maria și cred că și editorul a avut o contribuție, dar vreau să vă spun că este una din puținele cărți la care am plâns de cel puțin 20 de ori citind-o. Asta înseamnă că autoarea a reușit să transmită emoția, că a reușit să transmită iubirea, că a reușit să ne facă să empatizăm cu eroii acestei cărți, începând de la medici și până la donatori și familia donatorilor. Cred cu toată ființa că va apărea și volumul 2 și cred că această carte va ajunge un bestseller. Este o carte ziditoare. În ce sens? Crește vibrația. Lucru de care avem nevoie în această perioadă. Cei care au citit cărțile sau măcar câteva din cărțile doctorului David Hawkins, care a trecut la ceruri în 2012, știți că el a făcut o scală a conștiinței și energiei de la 20 la 1000, în care a legat emoțiile trăite de ființa umană de câmpurile energo-informaționale generate de aceste emoții. E, această scală a conștiinței s-a modificat în ultimii ani în partea ei superioară. Partea superioară de la 500 era iubirea, la 540 bucuria, iubirea necondiționată, ceea ce a făcut profesorul Irineu Popescu 10 de ani. Nu un an, 2, 3, 10 de ani. Nu se poate să-ți îndeplinești planul divin și misiunea încredințată de divinitate fără dăruire și bucurie. Deci bucuria de a salva, bucuria de a face, de a vedea din nou viața, datorită dăruirii, care este cheia principală către iluminare, domnul profesor este la nivelul 730 pe scala conștiinței, de la 20 la 1000. Vă rog să-l felicitați! Și pentru că oamenii care seamănă, se atrag, dar din punct de vedere vibrațional, deci cei care seamănă vibrațional, adică cei care sunt foarte aproape vibrațional, drept pentru care a fost posibilă această apariție a cărții Mariei Timuc, Maria Timuc este la 750, adică foarte aproape, un pic mai sus decât domnul profesor. Pe teritoriul României este vatra civilizației europene. De aici a plecat toată civilizația, inclusiv limba. Deci limba care s-a vorbit aici s-a răspândit în toată Europa. Sigur, după aceea au fost tot felul de modificări. Dar aici, de aici au plecat și arieni, de aici au plecat și sumerieni, aici e și cea mai veche scriere, la Tărtăria. Și așa mai departe. Vă rugăm să citiți și să recomandați această carte. Vă transmitem tuturor iubire, armonie și lumină. Vă mulțumesc! Am să-l las pe Părintele Bogdan la urmă și nu întâmplător. Părintele Bogdan este tot un prieten foarte vechi al meu. Este un duhovnic minunat. Vă mărturisesc sincer că în momentul când Maria mi-a spus și, dacă vrei, mi-a dus cartea, am citit-o, pagină cu pagină. Am zis, ce se caut eu acolo? Acolo sunt oameni de specialitate. Dar după ce am citit cartea, țin să-i mulțumesc că m-a invitat. Am descoperit niște lucruri superbe despre un mare medic care a trecut la Domnul și care a ținut să-i fiu duhovnicul cu discreție. Știu că sufletul lui mă ascultă.
Știu că întotdeauna când îl pomenesc în rugăciune, simt o vibrație, legătura mea cu El. Pentru că El mi-era duhovnic trupesc și eu duhovnic spiritual. Părea un munte de gheață la început și în interior, dragii mei, era un munte de bunătate. Era un medic de o devoțiune extraordinară. Maria spune în carte, cum stătea în spital, știu toate, pentru că am fost foarte multe seri și împreună cu el am desăvârșit, dacă vreți, și capela de la Spitalul Floreasca. Într-o seară mă cheamă și unde ești? Că am ajuns acasă. Ai părințele la mine. Îmi plăcea că îmi spunea așa. M-am dus și în capelă, mi-a spus, uite, vezi, mi-a spus odată că acolo lipsea o icoană. Am adus cea mai valoroasă icoană de la mine, din Suceava, și am pus-o acolo. Îți place cum vine? Zic, îmi place, nu se supără copiii. Nu, nu au ei probleme cu asta. Și acolo a fost ultima mărturisire. El se îmbolnăvise. Devenise destul de vulnerabil din punct de vedere fizic. Iar eu trebuia să-i spun acolo în capelă ce am avut de spus. L-am încurajat și vă rog să mă credeți că s-a deschis totalmente, dar când ne despărțeam spunea, rămâne între noi, părințele, între noi, domnule profesor. Un minunat doctor și un minunat om. Trecând peste aceste scurte amintiri, revin la carte. Maria, ți-am citit cartea. Aș putea spune că sunt trei ipostaze ale cărții după umila mea părere. Mai întâi, magnificii noștri medici, oamenii cărora ar trebui să le mulțumim. Oamenii cărora de multe ori, vă amintiți și voi, amintești și tu în carte, că aveau și dușmani care îi necăjeau, dar nu au cedat și au reușit. Iar domnul profesor a reușit pe deplin, domnul profesor Dulcan a reușit pe deplin, au dat niște cărți minunate națiunii noastre, care, din nefericire, se ocupă mai mult de tablete decât să citească și să studieze. Ați realizat, excelența voastră, domnilor profesori, o relație între om și Dumnezeu. Asta, în primul rând, ce ați realizat. Pentru că, într-adevăr, la un moment dat, la pagina 101, spune o doamna Ștefănescu, dacă nu mă înșel, de la Buzău, că mâinile doctorului s-au unit cu mâinile lui Dumnezeu. Mi-a venit în minte ideea marului scriitor al secolului V, Boiețiu, care în Consolarea Filozofiei spune la un moment dat, întotdeauna medicul care vine să trateze, merge alături cu rugăciunea și sparge cercul care este cuprins de pământ și de acolo, din cer, coboară Dumnezeu să-i dea mâna să facă drumul împreună cu bolnavii și medicul. Ei bine, toate aceste iubiții mei ascultători și minunați profesori vin să ateste legătura dintre cer și pământ. Marele profesor Stăniloae spune la un moment dat, și pot să spun cu toată tăria, mai discret o spunea în anul 3 de doctorat, ci că știi, în pușcărie, când ne băteau, noi care eram credincioși, rezistam, la un moment dat nu mai simțeam durere. Nu mai simțeam durere. Iar bietul profesor și filozof Rădulescu Modru, care era nihilist, îi spunea, Dimitrie, mai roagă-te puțin la Dumnezeu pentru mine să rezist. Sunt adevărul cutremurătoare, iubită asistență. Sunt adevărul trăite de marii noștri înaintași. Vă rog să mă credeți că sunt convins și voi fi convins până la sfârșitul vieții mele că acești minunați oameni fac legătura dintre noi și Dumnezeu. Ne urcă încet, încet spre arta, munca și devotamentul lor spre Dumnezeu, iar Dumnezeu coboară ca să facem drumul împreună. Fie ca toate acestea puține trecute, să-i mulțumesc lui Maria că ea totdeauna m-a încântat cu cărțile pe care le scrie, dar acum s-a întrecut pe sine. Și Maria, dacă mâine sau poi mâine, n-am să mai fiu, că asta e ordinea istorică, să știi că rugăciunile mele sunt permanent alături de voi toți,
de dumneavoastră toți, pentru că este o rugăciune pentru poporul cel credincios și în același timp pentru marii noștri profesori. O subliniere în plus și cu asta nu vă mai obosesc. Maria scoate din jurnalul intim anumite tablete care m-au fermecat. Te felicit! Tabletele acestea duc tot gândul la acest pasaj divino-uman în care suntem, de fapt, noi toți. Vă mulțumesc și mulțumesc marilor profesori din toată inima și vor fi în rugăciunea mea smerite întotdeauna. Vă mărturisesc că în seara asta este prima dată când aflu că prietenul meu, părintele Bogdan, era prieten cu prietenul meu, doctorul Alexandru Bucur. Părinte, am să vă fac și o surpriză. Domnul doctor Alexandru Bucur mi-a lăsat câteva manuscrise ale lui înainte să moară. Sunt poezii, cele două care apar în carte. Îți dau și eu un bilet lăsat în bă, sigur, iată așa adunăm mai multe. Cele două poezii sunt din manuscrisele pe care el mi le-a lăsat. De-a prins o ceață de tulburată sau de încaroselul cu jucăria copiilor. Să locuim în inimi, Doamne, să stăm în ele ca niște case. Și așa, ca un Hristos, plânsul meu cel mai frumos se crucifică pe jos, ca un lan de frunze moarte curge plânsul. Pe o parte și din vânt se plânge dansul, și în ochiul necuprinsul, și ca roua, și ca noaptea, și ca forma, și ca partea, și ca trunchiul de copac, el se plânge și eu tac. Și la urmă, peste urmă, stau cu sufletul pe brumă, și în toamnele ce vin, plâng și pomii, orbitorii, tot mai sus, tot mai puțin. Și la urmă, pe nisipuri, curg și eu, ca plânsul chipuri, într-o pasăre se ceartă plânsul meu cu ploaia toată. Plânsul meu ca o livadă, plânsul meu închis în nori, e un Hristos pe cruci de flori. Se aș putea să desenez ca un arhitect oarecare, un om liber care merge pe drum. Aș putea să te vindec, știi bine. Pe aici, o vreme-i dragoste, o vreme lungă, e ură. Eu văd că pot să vindec rănile din soare. Da, am bisturiu pentru dureri de floare. Am bisturiu pentru dureri de floare. Și pentru viață am nume. Dacă mintea în care nu știu cine vorbește prea tare și cine este atât de trist în mine când simt că mă plâng ca ploaie sfârșitoare, ca prinsul și mi-e frică și mi-e frică și stric. Te rog, fă un miracol. Stai lângă mine tu. Mângâie cerul și pământul. Ceva să rămână oamenii copii, să nu vină niciodată toamna, gheața, singurătatea și moartea. Fă-mi un miracol, te rog. Ia aici spaima, ia ura, ia boala, ia despărțirea, ia îndoiala, ia ribrile și fire albe de păr.
luminare să strălucească, sau dacă vrei, și doctor, chiar am crezut că nu este vorba de mine prima dată și fusesem avertizată că voi intra în scenă și când am auzit actrița Doina Ghițescu. Probabil că actorii, datorită profesiei lor, aceea profesia de terapie, e o terapie prin artă, probabil că ei sunt și doctori din acest punct de vedere, nu din altele. Tocmai de aceea, aici în sală, în primul rând, se mai află un medic, un doctor. Este vorba de actrița teatrului de comedie, Anca Pandrea. Tot medic, bineînțeles. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, Maria, că m-ai invitat și pe mine și pe Iura, care suntem buni prieteni. Mulțumesc domnului profesor Irinel Popescu, care l-a operat pe Iurie Dari. Și mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru melodia superbă și poeziile pe care le-a scris domnul Avramescu. Părinte, ce să vă mai spun, că duhovnic nu mi-ați fost complet, dar nu mai gândesc. Vă mulțumesc mult de tot! Aplauzele sunt pentru tine. Și pentru medicul care ești, dar și pentru actorul frumos și voios. Dragii mei, aș vrea să mulțumesc Mariei, încă o dată o spun, Maria Timuc, mulțumesc. Aș vrea să mă bucur și să-l îmbrățișez de la distanță mai întâi, poate o să-mi fiți duhovnic, părinte Bogdan. De ce spun lucrul acesta? Pentru că eu v-am cunoscut în anii foarte tinerei mei, în care noi, eu, dumneavoastră, mergeam în niște locuri frumoase și în cămine și în alte locuri unde momentele mele erau artistice, ale dumneavoastră erau într-o dumnezeire, împreună cu un alt om frumos care încă există, e vorba de doamna Marcela Ghiurbenchian. Așa ne-am cunoscut și pentru că Maria Timuc a scris cândva acea carte Și Dumnezeu dumnezeiește pe aici, eu am fost la lansarea acestei cărți, am și citit din ea, n-a fost întâmplător pentru că nimic nu este întâmplător ca și această reîntâlnire a noastră, aș vrea să spun că, pornit de la acel film, nu trece nicio lună și primesc o invitație. Mă cheamă regizorul Ioan Cărmăzan, împreună cu un alt regizor, sârb, Sasha Dragin, Sinisha Dragin, și amândoi îmi spun că se face un film. În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură. Așa era filmul, ca să vedeți cartea Mariei, apoi filmul. Și că aveam un rol în acest film. Și rolul meu era acela de nevasta primarului. Eu eram nevasta primarului, dar nu nevasta unui primar ca cel de la Filiaș. Domnul de la Filiaș, unde sunteți? Că nu v-am văzut, domnul primar. Nu eram nevasta dumneavoastră, eram nevasta unui primar, care primar era de fapt actorul Alexandru Bindea. Iar rolul principal era Dan Condurache. Filmul acesta a trecut, a fost, există, s-a mai dat, nu știu, nu mai merge microfonul? Merge, dați-i drumul, vă vând vibrație. Nu spunea, sigur că trebuie să meargă vibrația. Ați văzut cum am zis așa? Pac, merge vibrația. Mă bucur mult de toți. Domnule Micăliță Toma, eu mi-am luat niște notițe de la dumneavoastră. Știu că sunteți psihoterapeut, Micăliță Toma. Între timp ați mai aveți un argint minunat în plete. Aș vrea să vă spun că eu nu am uitat, mi-am notat clar, ați spus așa. Aici este un loc, și nu numai, dar și în cartea ta, unde oamenii care seamănă se atrag vibrațional. Așa ați spus dumneavoastră. Ce zodie sunteți, domnul Toma? Faierile, suntem compatibili! Asta este! Acest lucru este minunat! Domnul, nici nu-mi vine să știți că mi-a crescut vibrația!
dacă aici este foarte cald sau eu sunt în perioada de împerechiere. Cred că o să încep să bâncănesc. Dragii mei, domnul Mihăiță, vă aștept, dăm numărul de telefon. Aici dăm numai numărul de telefon. Și o fi, dăm în altă parte. M-ai promis că veniți la cabinet, dar n-ați ajuns. Acum va fi cartea noastră de întâlnire cu ștampilă. Și doresc eu să vă spun de ce m-am îmbrăcat în roșu, pentru că eu sunt necăsătorită, să știți. Și atunci eram, dar și acum. Și bineînțeles că obișnuiesc să mă de ochi, foarte repede, și am zis să-mi pun în roșu. Bineînțeles, acum mă gândesc, cum aș mai putea eu să mă căsătoresc? Și dumneavoastră v-ați îmbrăcat în roșu, tot necăsătorită, dar lăsați roșul la vedere. Aș vrea să spun, vai de mine, domnul Dima, sunteți în pink. Dumneavoastră să înțelegeți că sunteți în pink. Acum, eu aș vrea să vă spun că, nu știu, dar nu-mi dau seama, cred că lucrează parapsihopupu, că nu-mi explic. La un moment dat, mi-am zis așa, dom'le, căsătoria asta ar mai putea să existe acum, în aceste momente, o mai fi cineva care... Păi dacă nu m-am văzut atunci când eram din lemn de cireș, din lemn de trandafir. Acum poate să mă vadă când sunt din lemn greu de mahon, adică o fi cineva care iubește mahonul. Mă uit așa la dumneavoastră, domnul cu barbă, poate. Domnul cu barbă, vă rog să vă ridicați soții. Aplauze pentru domnul cu barbă. Domnule, să zic așa. Veniți lângă mine, vă rog, aplauze, ca să nu fie gândiți, să vă mai puțin. Vă rog frumos, vă rog de tot. Parcă este Zoro. Veniți aici, partea stângă. Să nu-mi spuneți că sunteți astfel. Nu. Sunteți astfel? Serios? Sunt economist. Economist e mai ceva ca visul meu. Vreau să vă spun că mie îmi plac puii cu roșii și ator bărboșii. Nici nu vă dați seama ce fericire și ce mai iubire să ai un soț bărbos și în plus mustăcios. Ah, ce fericire și ce mai iubire în luna de miere să săruți cu sete peria de ghete. Să-i pui viduriuri, să-i pui mizampliuri și să-l strângi în brațe cu barba pe oase. Să te uiți la el cu glas uimit, să spui, Doamne, e soțiorul meu iubit sau e călugărul din vechiul schid? Vă rog frumos să-l aplaudați pe domnul, cum vă numiți? Radu. Domnul Radu, vă mulțumesc mult de tot. Dar de ce trebuie așa? Ce s-a întâmplat? Este vibrația, vă rog frumos. Și acum să știți că am dat un anunț la matrimoniale. Tânără artistă, simpatică, fermecătoare, talie mică, picior mic, vânt frigider. A venit unul mic așa cu mustață, s-a apropiat de mine, m-a privit. Eu nu prea cred în bărbatul cu mustață, că bărbatul cu mustață minte de apele în gheață. S-a apropiat, m-a cerut de nevastă. Numai că în momentul acela a intrat într-o stare de bâlbâială, din care n-a mai putut ieși. Ce s-a gândit el? Unde să mă duc la doctor? Și atunci, pentru că avea o relație, s-a dus la medicul cu relația. Adică la domnul doctor Irinel Popescu. Se duce la domnul doctor Irinel Popescu, îl primește cum se cade și spune, dragul meu, problema aceasta, zice, nu ține de mine. Eu sunt specialist în chirurgie, eu alte operații, ficat, dar zice, la domnul doctor, maestru de altfel, domnul Tulcan, ar putea să mă ajute? Nu zice nici dânsul, pentru că dânsul este cu inteligența materiei, este cu totul alte probleme, dar eu am să te trimit la cineva care este pe sistemul acesta de armonie, de vibrație, de plante. Adică vibrația plantelor, adică cum sunt cu planta, dacă planta e bună, adică este o specialitate. O găsești foarte mult și dânsul cunoaște la Himalaya. Are relații. Acolo se dau și niște punguțe. Când pleci, când intri, când vii, totul este să mergi către acolo. Dar zice, dar cum se numește? Păi zice, te trimit la minunatul domnul doctor Ovidiu Bojor. Asta era. Și ce credeți? Îl trimite la domnul doctor Ovidiu Bojor. Acesta îl primește și spune, dragul meu, care
care este problema? Păi am o problemă că m-am intrat așa într-o stare de bălbâiat din care nu mai pot ieși, că m-am dus la o doamnă cu mobilier greu de mamon, el este o mare artistă, așa, până, și mie mi-a plăcut de ea, dar el fiind mai măricică, așa, mai grăsunică. Domnul doctor, să știți că eu am ficatul puțin cam grăsunel, să știți. Nu știu ce o să mă fac eu cu el, dar o să vedem ce o insista la un moment dat. Bun, zice, păi zice, și ce trebuie să fac remediu? Păi și remediu este acesta. Cu ce-i compara dumneata o femeie? Zice, domnul doctor Bălăiț, cu ce-ați comparat dumneavoastră o femeie? O floare. Bravo, aplauze, ăsta era răspunsul. Domnul doctor Bălăiț, foarte bine, o floare. Bun, zice domnul doctor Ovidiu Bajor, atunci va trebui să scrii o carte, o scrisoare, în care să o compari cu cele mai frumoase flori care îți plac ție. Da, dar eu sunt inginerile cu miculător. Nici o problemă, înlocuiești florile cu legumele. Și atunci declarația de dragoste a ieșit cam așa. Te iubesc de acum un an, frunza mea de leuștean. Când te văd mă trec fiori, floarea mea de ceapa ciori. Te-a sorbit de dimineață într-un ceai de ismă creață. Fiindcă parcă m-a înțepat, limba socrei l-a ficat. Înțelege al meu elan, floricică de bostan. Și când plec de dorul meu, tu să porți la pieptul tău, de dorul năucului, tot laptele cucului. Iar eu îți rămân fidel, ca un fir de pătrunjel. Iubește-mă nopți cu lună, floarea mea de mătrăgună. Pentru mine ești făcută, scumpă floare de cucută. Pe braț te voi legăna, doar ești lăptăria cu pardon. Păpădia mea! Sărută gura leului privind în ochii boului. Am rămas emoționată și desigur nota n-a mai avut loc și atunci eu i-am spus așa într-un stil al plantelor și al plantelor binefăcătoare: dragul meu vizionar, inima ți-o dau în dar și îți propun un lucru rar. Facem nunta la plafon! Maria, pe muzica aceasta a aplauzelor, vreau să dau un exemplu de compatibilitate extraordinară. Vreau să spun că eu mă gândeam să o arăt așa cu delicatețea pe care eu o am și o simțiți și dumneavoastră de la distanță, că eu pot, în afară de, bine, aș putea, nu știu dacă aș putea, niște exerciții la paralele inegale, poate că acolo nu e bine să mă bag, dar un dans așa cred că ar merge. Eu aș vrea să vă prezint dumneavoastră un dans simpatic, drăguț. M-am gândit să vă invit așa, nu știu, la o specială imagine pe care să o vedeți așa, nu numai din partea mea. M-am gândit ce să vă ofer, nu o horă, nu o bătută, nu un joc de doi, nu un joc de trei, nu o lăsată, nu o ciupită. M-am gândit să vă prezint un număr de balet. M-am gândit la un scurt fragment din Lacul Lebedelor, balet cunoscut și de dumneavoastră, numai că pentru acest moment am nevoie de un partener dintre dumneavoastră. Bineînțeles că îmi trebuie un partener pe măsură, un partener bine antrenat, un partener care a mai făcut balet, un partener cu biceps și cu triceps, așa a rămas. Îl cunosc de 40 de ani, de pe vremea când era director la Semănătoarea, mergeam acolo la un club extraordinar cu poetul Florian Saioc. Trecuta oanii, se întâmplă ceva, domnia sa arată foarte bine, vreau să-l vedeți și dumneavoastră, pe cel care este vicepreședinte al Asociației Transplanților de Ficat din România, domnul Danil Tulugea. Aplauzele noastre, vă rog frumos să veniți lângă mine! Aplauzele noastre, veniți lângă mine! Pe aceste aplauze! Domnul Tulugea este un fenomen de rezistență și de succes. Domnul Tulugea, vă rog frumos să veniți lângă mine. Nu l-ați cunoscut mulți dintre dumneavoastră. Eu l-am revăzut cu plăcere. Eu să vă ofer, vă rog frumos să veniți, că... Maria, ce-mi faci? Vai, nu e, Maria nu e de vină cu nimic, Maria nu e de vină. Vă rog frumos aici, nu se întâmplă nimic. Știți de ce? Domnul Tulugea,
Eu vă cunosc de vreo 40 de ani. Să știți că v-am... sau 37, aproape 40. Vreau să vă spun, m-am gândit să le oferim spectatorilor noștri, să le vadă și domnul doctor și părintele, un dans. Ba, nu, nu că nu, ba, da. Bineînțeles, vreau să pun o întrebare. Ați făcut vreodată balet? Nu. O să faceți acum cu mine, nicio problemă. Spuneți-mi și mie, dacă ar fi să jucați cu mine în filmul Frumoasa și Bestia, ce rol v-ați alege? Frumoasa sau Bestia? Lasă-mă Bestia. Aplauze pentru Bestia, dar nici un aplauze la dumneavoastră. Eu sunt Frumoasa Doina și în aceste momente am să vă pun... Aș vrea să mă cuprindeți puțin după mijlocel. După mijlocelul meu. Acolo sunt umeri, acolo sunt umeri. Nu se poate, asta să vă spun eu. Prima probă pentru domnul Daniel Tulucea. Prima probă, vă rog mult de tot. Molto atenție. Prima probă, domnul Tulucea, va trebui să mă ridicați în brațe. Eu vă spun toate probele. Proba numărul 2, nu e de vină, Maria, nu. Proba numărul 2, va trebui să mă țineți într-o singură mână, în stânga sau în dreapta. Unde sunteți mai puternic? Unde sunteți mai puternic? Aplauze de dreapta! Proba numărul 3. Cu mine în brațe va trebui să omorim această micuță scenă de 3 ori și ultima probă aici, aici, să mă aruncați de 10 ori în sus și să mă prindă în brațe domnul doctor Irinel Popel. A plecat? Aplauze pentru partenerii mei, vă rog de tot cu drag. Aplauzele noastre, vă rugăm frumos. Cu bucuria revederii, vreau să vă spun că am și invitații de la Filiaș, pe care Maria i-a numit. Aici se află și domnul director al spitalului din Filiaș, domnul Coman. Unde este? Domnul Coman. Domnul Coman. Vai, aveți ochelariu, vă știam fără. Aveți o privire de IBM, de computer, de calculator. Vreau să vă spun, ridicați-vă, domnul Coman, că nu sunt aplauze pentru domnul Coman de la Filiaș. Domnul Coman s-a uitat la mine, trecuta oară, desigur, și mi-a spus așa: ce ochi ai, doamnă, și ce gură, și într-atât mă ispitești că ți-aș propune o aventură, dar ce mă fac dacă primești, domnul Coman? O să mă retrag. Maria, unde ești? Aici lângă mine, te rog frumos. Nadia Comăneci la paralele ilegale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, acum mulțumesc, cu bucurie și să rămânem în continuare. Vă mulțumesc foarte mult și vă Vă rog.